Elevii claselor a 12-a din județul Hunedoara au susținut astăzi, 15 ianuarie, proba scrisă la limba și literatura română din cadrul simulării județene a bacalaureatului, care va avea loc în vara acestui an. Dintr-un număr total de 2391 de elevi, doar 202 elevi nu s-au prezentat la simulare, din diferite motive, unul dintre acestea fiind și opțiunea acestora de a nu participa la această evaluare a cunoștințelor. La nivelul județului Hunedoara avem înscriși un număr total de elevi clasa 12-a, 2391 de elevi. Dintre aceștia au participat la proba de astăzi, respectiv la limba și literatura română, proba scrisă, 2189, ceea ce corespunde la un procent de 91,55%. Am înregistrat un număr de 202 elevi care nu s-au prezentat la proba de astăzi, un procent de 8,45% în ce privește absenții. Nu am avut candidați eliminați până în acest moment, deci nu avem raportări în acest sens, nici alte disfuncționalități. Obiectivul nostru este să-i familiarizăm pe elevii noștri cu rigorile examenului, dar totodată să vedem și nivelul lor de pregătire, astfel încât să folosim timpul pe care îl mai avem la dispoziție până la examenul propriu-zis cât mai eficient. Mergem pe metodologia din anii anteriori. O a doua simulare, de data aceasta la nivel național, conform noului regulament de organizare și desfășurare a evaluării, va avea loc la începutul lunii martie. Atunci lucrările vor fi scanate în clasă și corectate pe platforma digitalizată, a mai declarat Maria Ștefănie.